hit up everybody and see. We are family. I got all my brothers with me. We are family. Hit up everybody and see. Everyone can see we are together as we walk on by. And we fly just like birds of a feather. I won't tell no lie. All of the people around us, they say, can it be that close? Just let me state for the record, we keep in love in a family dose. We are family. I got all my brothers with me. We are family. Get up everybody and see. We are family. I got all my brothers with me. Ne ridicăm în picioare, într-adevăr, cu tot dragul atunci când ne întâlnim cu dumneavoastră, telespectatorii TVR Iași și, bineînțeles, telespectatorii Familion din fiecare final de săptămână. Trupa de weekend alături de noi și de această dată mulțumim tare mult și aș spune eu că astăzi o să vă facem cunoștință cu niște oameni tare speciali care sunt obișnuiți să stea acolo în spatele camerelor de filmat, de fotografiat. Sunt oamenii care creează imagine, care creează frumos, dar care de această dată vor veni cu toată sinceritatea să ne povestească despre viața lor frumoasă, din familia frumoasă și mare pe care o au, o familie de culori, o familie cu adevărat încântătoare pe care vreau să o cunoașteți în minutele următoare. Este vorba despre familia Aneculoiese care a venit aici la Hotel Internațional. Mulțumesc încă o dată trupa de weekend. Le-am spus deja prietenilor noștri, familia Aneculoiese invitată, o familie care iubește frumosul, care de obicei e dincolo de camere, nu? E tare adevărat. Gabriela Doboș, ce e numele de artist? Nu, păstrat? E numele de dinainte de mariaj. Așa, pe care am și păstrat. Păi și de artist până la urmă. Da. Radu Aneculoiese, fotograf pe care, nu știu, toată lumea îl cunoaște, iar felul în care voi doi arătați de fiecare dată când fotografiați un eveniment, vă face să fiți de neuitat. Toată lumea vă știe și prin imaginea voastră personală, dar și prin ceea ce oferiți după aceea, de la evenimentele și momentele frumoase pe care le fotografiați. Așadar, Gabriela Dobo și Radu Aneculoiese, bine ați venit! Bine v-am găsit! Alături de niște copii extraordinari, trei băieți, exact ca în povești. Cum e asta să ai trei prinți, trei feți frumoși, fii de împărat și așa mai departe, în povești. Deocamdată capra cu trei ești și sper soacra cu trei nurori. A, soacra cu trei, acolo va fi, nu? Vreau să mi-i prezinți. Te las pe tine, Gabi, să-mi spui cu cine ai venit. Mezinul și cel care ne guvernează, Matias, 6 ani. Salut, Matias! Ce faci tu? Bine. Ai mai vorbit la microfon? Nu. E prima dată? Nu. Cum ți se pare aici la noi? Bine. Bine? Ok. Așa, în capăt. Elias, întâiul fecior, 17 ani, e bună cel seara. Care salut, Elias, bine ai venit. Împărtășește pasiunile. Da? Ai moștenit darul ăsta de a vedea prin ochiul camerei? Da, da, da. Cum e lumea asta a fotografiei? Sincer, destul de interesantă. Am intrat, cred că, să zic așa, în industrie, undeva pe la 9 ani și încă practic. Adică am ceva vechime și eu. Foarte interesant. Și în partea asta, ia să vedem cine e. Ianis, cel care a pierdut statutul de mezin, este practic acum Ianis, băiatul de la mijloc. Așa. Are 15 ani, este în clasa 9 la design, la Colegiul Național de Artă Tavâncină. Așa. Și cel mai problematic copil al meu, Radu. Cum a fost întâlnirea voastră? Îți amintești? Da, ne-am întâlnit în redacție, a apărut
o fată nouă în redacție, s-a apucat, era foarte serioasă, foarte pasionată de scris și ne-am întâlnit pe teren, adică a trebuit, eu ilustram pentru toți colegii care scriau, trebuia să ilustrez reportajele pe care ei le-a realizat, le scriau. Aha. Îți mai amintești la ce reportaj lucrai atunci când ai fost? Ia uite ce drăguț e Mati că îți ține microfonul. Da, lucram la evenimentul Zilei București, Liga Superioară a Gazetăriei și Perioada de Aur a Jurnalismului de altfel. Radu era înainte de a deveni freelancer, pentru că după aceea a colaborat cu mult mai multe antete. Era foarte cunoscut în branșă la momentul respectiv. Era o perioadă în care știam la ce oră începe programul, niciodată când se termină, și virusul ăsta al gazetării m-a contaminat iremediabil, încât și astăzi mă fric degetele și am gândul acesta să revin. Am călătorit foarte mult în Moldova, în județele Moldovei. Am mers în zone mai puțin călcate de jurnaliști, ceea ce facem, de exemplu, și acum când călătorim, nu prea stăm în mijlocul sau în zona turistică. Da, căutăm reportajele, le facem undeva la periferie sau undeva unde nu prea ajunge oricine. Exact. Înțeleg, Elias, că la 9 ani ai început. Ce ai început? Cu fotografie sau cu ce te-ai... Nu. Prima dată am început ca asistent. Am fost asistent foto. Pentru cine? Pentru Radu, în prima fază. Okay. Nu pentru tata? De ajutor. Ba da, Radu, zic. Tot așa, scăpă și Radu, nu prea avem asta. Ce înseamnă scăpă? Dacă mă amintesc bine, am venit de la o poreclă pe care a dat-o Radu lui Scăpă, să zic așa, care venea de la Scăpărici, care era licuriciul din Maria Mirabela, dacă nu mă înșel. Așa. Da. Atunci reformulăm, da? Facem prezentarea spunând că aici, în dreapta mea, este Scăpă, adică Scăpărici, adică luminița voastră, aș spune a tuturor băieților din familia Nicolaesei, nu? Exact. Așa, și deci ai fost asistentul lor la început? Da, am început ca asistent. Țineam în prima fază blitzul. Asta era singura mea treabă. Și te simțeai important când făceai asta? Da, pentru că trebuia să fiu tot timpul foarte atent în ce direcție bate blitzul și să am grijă să fie cadrul corect. E și aici o șmecherie. Am ajuns de la fotografie la videografie. Am vrut să încerc și partea asta să văd dacă descoper ceva nou. Bine, a fost și o trecere destul de ușoară de la foto la video. Nu m-am împăcat chiar așa de bine cu videografia. Așa. În schimb, a început să-mi placă destul de mult fotografia aeriană. Eu foarte acum sunt pilot de drone, să zic așa. Am brevet, sunt... Și colaborați colegul, da, nu? Da, colegul. Da. Colegul? Da. Matias, tu faci fotografii? Nu. Dar tu ce faci? Cu ce ți ocupi tu timpul? Eu pot să fac poze doar... Pot să fac poze doar cu telefonul lui mama, dacă pot. Și pot să fac poze cu orice. Deja am făcut acasă la mine. Ești foarte talentat, aș spune, nu? Da. Și la ce te mai pricepi? La ce mai ești talentat? La alergat. Da? Da. Mă obosești? În școala 1 am fost la alergat și am alergat tot. Ianis, tu? Cum e? Și tu în clasa 9, început de drum nou, nu? Da, da. Înțeleg că îți dorești o carieră în design. Da, designer. Design vestimentar, atenție. Da, vestimentar. Încă mai rămâne să mă gândesc, nu știu sigur, dar oricum design în principal. Și ție de unde ți-a venit ideea asta? Sau unde ai simțit tu că tot de la mama, de la tata a venit influența? Da, la început eram pe pictură, am zis că nu prea îmi place așa să pictez oameni, compoziții, naturi statice și am zis să trec la obiecte, haine din astea, pentru că mi se par, nu știu, mai... că pot să le fac cum vreau eu, că pot să le decorez, că pot să le dau formă cum vreau eu, cum... Eu mă gândesc că tu te bazezi, de exemplu, și pe Elias, că îți va face niște prezentări interesante, niște fotografii foarte bune, nu? Pentru creațiile tale sau ideile tale de prezentare de modă, de exemplu. O să fie o muncă în familie în continuare, așa ar părea, nu? Da. Sunteți uniți din punctul ăsta de vedere. Da, colaborăm unul cu altul. Ați fost de-a lungul timpului prezenți în cele mai frumoase locuri ale Iașului, ale Moldovei, așa cum spuneați la început. Eu vreau să vă invit acum într-un loc special, de altfel e o invitație și pentru telespectatorii noștri, să cunoască un loc foarte frumos. În fotografiile voastre se regăsește Facpariu. Este vorba de Castelul Sturza de la Miclăușeni. Ați fost acolo? De foarte multe ori. Este un loc foarte drag nouă și abia așteptăm să fie restaurat. Am auzit că urmează.
Ia să vedem câteva imagini de acolo într-un reportaj semnat Raluca Aftene și revenim să mai aflăm din secretele familiei Aneculei Estei Doboș. E un parteneriat foarte interesant aici. Sunt invitată astăzi la ceai și la cină într-un castel din apropierea Iașiului, construit la sfârșit de secol XIX, pe moșia Miclăușenilor, de către cuplul nobiliar George Sturza, Maria Ghica. Bună ziua, Coane Miclăușanu! Sper că n-am întârziat! Ați venit la timp! Mă întâmpină Sebastian Marcovici, sau Conu Miclăușanu, căci cu acest pseudonim ludic se prezintă ghidul turiștilor curioși, la fel ca mine, să afle povestea locului. Toate încep cu poveste de dragoste. George Sturza și Maria Ghica, ea s-a născut în Orient, în Turcia, pe malul Mării Egee, iar George Sturza vine de pe filiera germană, filogerman, Orient și Occident, la Miclăușeni. După ce s-au căsătorit, au plecat într-un voiaj de nuntă în Occident. Acolo au stat cam un an și la întoarcere au hotărât să modifice conacul vechi, care îl transformă radical într-un castel. Minunată încăpere! Într-adevăr, aici suntem în celebra bibliotecă de la Miclăușeni. Toți cei din familia Sturza au fost colecționari de cărți, bibliofili. Au adunat de-a lungul anilor aproape 60.000 de volume. Din păcate, în al doilea război mondial s-au pierdut foarte multe. Știți, armata sovietică. Mai sunt, partea bună este că mai sunt la arhive. Cele mai multe sunt la Academia Română, salvate de fratele lui George, marele om politic Dea Sturza. Din acest salon mare se intră în două birouri, Maria și George. Unul înspre apus și unul înspre răsărit. O să vă arăt un element interesant. Vedeți pe peretele de răsărit un înger care ține în mână un ceas, cadran solar. În mod normal, acel gnomon arăta ora. George Sturza se uita pe geam și vedea cât e ora. Vedeți amplasarea? El este la răsărit, doamna la apus. Au observat ceva și în biroul ei. Doar de în biroul ei se vede cine intră și cine iese din castel. Era o modă la vremea aceea să-ți amenajezi în jurul castelului un parc în stil englezesc, dendrologic. Ce-mi puteți spune despre arhitectura exterioară? Arhitectura este neogotică, dar și cu elemente baroce. Este o asimetrie interesant gândită. Prezintă multe pinacluri, fleuroni, merloane, lambrechini, iar pe fațade sunt blazoanele familiei Sturza. La ușa principală, la intrarea principală, este blazonul familiei Sturza întregit cu familia Ghica. Și sub blazon este scrisă deviza familiei Sturza. Utroque clarescere pulchrum. Adică frumusețea strălucește pretutindeni. Care ar fi cel mai frumos concediu pe care l-ați făcut împreună? Odată la 2 ani, fiecare călătorește pe un alt meridian și convenția este să meargă cu unul dintre băieți. Radu a ajuns în Zanzibar cu Elias, eu am fost în Maroc, am avut și vacanțe comune, să le spun, dar nu complete. Eu am fost cu băieții la Bienala de Arhitectură de la Veneția, Radu călătorește și și-au propus acum să ajungă să studieze arhitectura în Dubai. Au și vacanțele lor, împreună e un pic mai greu, e o formulă mai greu de reunit și pentru că nu prea putem să lipsim, unul trebuie să asigure permanența. În viața de zi cu zi de oameni care n-au aparatul foto în mână, cum e colaborarea? Cum e acasă? Cum e cu copiii? Cum e viața asta de om normal care nu are tot felul de idei artistice?
E foarte greu să separăm partea profesională de partea personală. Reușim, cum spuneam, nu atât de des pe cât ne dorim. E o provocare pentru că cei trei copii sunt universuri diferite și paralele. V-ați dorit mereu trei sau cum a fost? Uite că Elia se râde, știe ceva. Matias a venit, a fost surpriza vieții noastre. Sunt diferențe destul de mari, 11 ani între Elias și Matias și 9 ani între Ianis și Matias. Dacă ar mai fi întârziat 2 zile, ar fi confiscat aniversarea lui Ianis. Cum v-ați propus să-i creșteți pe cei trei băieți ai voștri? Care e filozofia voastră de părinți? Păi ei să-și aleagă destinul, meseria, eu i-am încurajat de mici, călătorim ca să vadă și alte țări și alte obiceiuri și altă, să zic, administrație. Eu mi-am propus ca ei să fie fericiți, adică să-și aleagă ceea ce doresc, să experimenteze. E foarte important bagajul pe care îl acumulează. Nu le-am impus nimic decât să ardă acolo unde e pasiune cu adevărat și acolo să fie cei mai buni. Dacă e să ne gândim la familia asta extinsă, ce anume au primit ei ca dar așa în sufletul lor de la bunici, de la cei din familie? Cum se raportează la familia extinsă? Simțul umorului, așa. Ironia. Care e foarte importantă. Absolut. Sunt responsabili, mai ales atunci când au o misiune, un scop foarte precis. Și experimentează. Ei nu merg tot timpul pe drumuri bătătorite. Pe lângă bagajul pe care, firește, l-au de acasă, au și aportul personal și aici ne încântă foarte mult, pentru că în felul ăsta vor avea propriile experiențe și vor discerne mai bine decât tot ceea ce le povestim noi. Documentându-mă pentru emisiunea asta, bineînțeles că am găsit blogul tău, Scăpă, și atunci nu am putut să mă abțin să nu aleg câteva rânduri de acolo. Asta după ce mi-au dat lacrimile citind, pentru că este absolut emoționant cum scrii tu despre familia ta, despre copiii tăi, despre fiecare dintre ei în momente importante ale vieții, la aniversările lor. Și vreau să vă citesc și dumneavoastră câteva pasaje interesante, de exemplu despre Eli, și chiar aș vrea să le povestim. De ce avem pe Eli, Iani, Mati și Radu? Nu, doar Radu. Doar Radu. Deci nu se califică, nu intră în grupa asta. De ce dublăm numele? Alintăturile. Da, e un alint. Ei au mai multe alintături, să spun, și de mici le-am spus așa și au devenit personaje pentru cei care lecturează aceste rânduri și gânduri pentru târziul vieții copiilor mei. Și am menținut aceste nume care nu pot fi confundate, sunt unicat. Uite, și aflăm așa despre Eli, sau despre Elias, da? Are exces de devotament în prietenie, este insula de liniște din multele neliniști. Este catargul meu și busola mea în turbulențele umanului copleșit de urban. Deține formula echilibrului meu și al nostru. Asta mi se pare extraordinar. Da, Elias este un om mare într-un trup încă mic, crud. Ei sunt profesorii noștri, de regulă copiii sunt profesorii părinților și el reduce la esență. Eu ca femeie, ca mamă, poate vorbesc mai mult, dar el din câteva cuvinte ajunge la esență și găsește de fiecare dată răspunsul. Când era mai mic, visa să devină faraon, apoi și-a ales meseria de musafir. Da, asta chiar mi-amintesc, da. Și a făcut o carte de vizită în clasa 1 fiind, el nu a prins clasa pregătitoare, a intrat direct în clasa 1 și l-am întrebat dacă a memorat numerele noastre de telefon. Și a zis, bun, dar eu de ce nu am o carte de vizită? Și am zis, ok, poți să-ți faci tu una. Și a scris Elias așa cum a putut și spun, da, trebuie o funcție aici, trebuie să fie ceva scris. Și a revenit și a scris faraon. Ce tare! De ce? Ce te... Dacă mi-amintesc bine, atrăsese așa am la... primit de ziua mea un papirus cadou cu Nefertiti sau... Da.
Și mi-a plăcut foarte mult. Era un papirus, era prima dată când puneam mâna, era extraordinar. Și am zis că... Adică aș putea și eu să fiu faraon. să scrie undeva despre tine, așa, exact. pe un papirus, da, da. Interesant. Ia să trecem la Iani Iani. Are cel mai nemilos bisturiu verbal. Atenție! Este cel mai simpatic, non-faptic, cel mai bun strateg și marketer, cu un uriaș potențial de a fi un abil politician. Exact pentru vremurile acestea. Ce CV impresionant! Uite, dai un pic microfonul. Cum ți se pare caracterizarea asta făcută de Scăpă? Da, pot să zic că este adevărată. Așa. M-a descris cum trebuia. Cum e asta? Cum traduci tu asta? Cel mai nemilos bisturiu verbal. Adică? Îți pui tăios părerea, așa? Da, nu iartă. E clar, cel care de fiecare dată ne reduce la tăcere, pentru că știe exact când să pună punctul pe ei. Deci este așa. Cel mai... Ultima discuție care a fost în care a pus punctul pe ei, mai știi? Știi tu? Ia! Nu mi-am. Mi-e frică. Sunt tot mai dese vârsta și, mă rog, perioada asta. Așa, nu, că eu aș vrea să știu despre, că imediat, nu cred că mai am vreo doi pași și ajung la exact la vârstele astea și mă confrunt cu aceleași situații, cu siguranță. Da, adolescența lui e total diferită de a lui Elias. Eu credeam că sunt pregătită. Nu am fost. Și el... Cursul Elias n-a fost suficient. N-a fost suficient sau nu, și... Sau total diferit față total de... Total diferit. Așa. Ca apa și uleiul sunt și ei oricum. Da. Și Ianis e monosilabic, e în etapa în care este monosilabic, dar din două, trei cuvinte reușește să, la fel, să aducă la esențe multe spuse și nespuse. Așa, și ia să vedem acum cine este Mati Mati. Cine e Mati Mati? Tu ești? Da. Și M sau Ma sau Matițuc? Așa te mai strigă? M. Cine te strigă așa de obicei? Pe să spun cu ce încep eu, cu M, da. A, T, I, N. A, S, Matias. Da, Matias. A, S. Ești alintatul familiei? Face toată lumea ce vrei tu? Nu. Nu? Păi cum așa? Dar păr lung cum de ai? Cine a fost cu ideea să ai tu păr lung? Eu aveam codiță și m-am tuns la tuns. Dar o să mă mai tuns și rămân băiat. De asta m-am periniat în baie. Aha. Dar e foarte frumos părul tău, așa. Uite, și văd că și frații tăi au păr lung. Sunteți speciali cu frizura asta. Hai să vedem. Mati Mati este cel mai șarmant copilozaur. Adevărat? Da. Dintre toți copilozaurii trăiți, întâlniți, lecturați sau vizionați? E adevărat. Super tare, știam eu. Dar cine a spus asta despre tine? Cine e? Tu nu-i spui Scăpă? Îi spun mami și Scăpă. Și mami și Scăpă, da. Când e mai cu minte așa și când e prietenoasă cu tine, îi spui Scăpă? Da. Și când e, nu știu, nu-ți dă telefonul sau nu te lasă să te joci pe tabletă, bănuiesc mama, că... Da, mă mai lasă pe telefon, că și Elias, că mi-a arătat și vreau să... Nu știu. Bun. Marțiana matisiană este o limbă pe care a inventat-o domnul Mati Mati și care bănuiesc că... Ce? Nu e asta? Nu. Băi, inventată, e adevărată. E adevărat că ai inventat-o tu, da, și care a rămas scrijelită așa ca pe un papirus în amintirea voastră. Da, nu? Eu am dicționar, cuvintele când eu am dicționar Matias Român, Elias Român și Ianis Român. Matisiana devine o limbă moartă, se așa. Tot uită. Dar eu mi-am notat, adică sunt documentată. Ție îți place muzica? Da. Îți place să asculți muzică? Da. Și îți place de băieții ăștia pe care avem noi invitați aici? Știi cum îi cheamă? Trupa de Weekend. Da. Da? Hai să-i ascultăm. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute old. I never thought true love would be making one as lovely as she. But isn't she lovely? Made from love.
isn't she pretty? Truly the angel's best. Boy, I'm so happy. We have been heaven blessed. I can't believe what God has done. Through us He's given life to us. Isn't she lovely? Made from love. Isn't she lovely? Life and love are the same. Life is Aisha, the meaning of her name. Land, it could not be done without you who conceived the one that's so very lovely, made from love. Isn't she lovely? Life and love are the same. Life is Aisha, the meaning of her name. Land, it could have not been done without you who conceived the one so very lovely, made from love. Mulțumesc, trupa de weekend. Nu știu dacă băieții au pregătit murăturile pentru toamnă. Voi mai aveți vreme și de, nu știu, de treburi gospodărești, așa? Și faceți, puneți murături, pregătiți pentru iarnă ceva? Sunt un foarte bun consultant. Părinții mei să se ocupă de... Am înțeles. Ei pun în practică. Dacă ei pun în practică, așa e și în cazul meu, fără nicio problemă. Hai să punem în practică sfaturile celor care se pricep cu adevărat și să vedem cum acolo la Milișeuți se pune varza, se pregătește varza. Conservarea legumelor a adus dintotdeauna bunăstare locuitorilor din Milișăuți. În anii 60-70, oamenii cutreierau țara în lung și în lat, iar varza și murăturile lor erau cunoscute peste tot. În zilele noastre își vând marfa mai mult aici, în localitatea lor, în fața caselor și la stradă. Suntem o comunitate de ucraineni aici la noi la Milișăuți. 90% sunt ucraineni, cei care sunt români sunt veniți la noi la Milișăuți. Astăzi vom face binecuvântatele verse. Te rog frumos, dăm varză. Deci asta a fost, cotorul este scos, metoda tradițională, pe gealău. Deci asta este un gealău. După cum vedeți, gealăul este nou, cel vechi este la muzeu deja, dar să știți că se mai fac și astăzi instrumente de acest fel, pentru că gospodinele au nevoie de el. Ia, uitați-vă ce frumos iese aici, varza, uitați ce albă-i. Pentru verze se folosește o anumită varză coaptă bine și să fie tare ca să se poată trage pe gealău simplu și ușor. Acum, să vedem, să punem și niște morcovi, să radem și niște morcovi. Anul acesta mulțumim pentru toate, a fost an rodnic pentru orice cultură. Încorporăm cu varza, așa, amestecăm cu piper, bobițe de piper. Nu multe, dar cât îi prinde o aromă. Ini bahar.
și foi de dafin. Este. Aici avem chimen sau sicărică. Așa. Chimenul este o mirodenie folosită în multe mâncăruri, în special și varza este foarte bună cu chimen, dar nu toți acceptă varza cu chimen. Te rog, dăm un bidonaș de acolo. Și acum punem în bidonașe. Apăsăm foarte bine, bine, bine. Așa. Pentru estetic, ornăm cu puțin gogoșar. Ia un aspect comercial. Foi de dafin. Uf, foicică de foi de dafin. Și continuăm. Și după cum vedeți, nu este niciun secret, că toată lumea spune, da, secret aveți voi de la Milișăuț un secret. Păi, este aici vreun secret? Nu este, dar totul este să pui din suflet. Dacă pui din suflet, ăsta este cel mai mare secret, sufletul. Omul sfințește și locul și murăturile. Fără mâna omului, dar fără ajutorul Domnului, nu va fi nimic. Ce simțiți că v-a oferit viața până acum? Sunt atâtea bucurii pe care ne le-au adus și suntem convinși că o să ne le aducă, pentru că se pregătesc niște domenii care o să le ofere experiențe foarte frumoase. Sunt personaje, sunt antagonici, sunt provocatori și domeniile pe care și le-au ales le aduc și lor foarte multe satisfacții. Elias este acum la arhitectură și se pregătește pentru admitere. Ianis a spus despre design și sperăm ca fotografia, imaginea, estetica să nu-i părăsească niciodată. Cum e mama, cum e tata? Radu și Scăpă, cum sunt? Sunt de treabă, sunt ok, sunteți... Da, sunt de treabă. Tatăl meu deja lucrează la poze, mama mea deja lucrează tot la poze. Și sunt oameni de treabă, așa? Ți înțeleg cu... Da, te înțelegi cu ei? Da, sunt oameni de treabă. Te lasă? Dar băieții nu sunt, că sunt... Sunt frații mei, ei merg la școala mare și eu merg la școala mică, la școala mică. Dar tu ești fericit în familia asta? Da. Ce înseamnă să fii fericit? Înseamnă să fii bucuros. Și? Tu ești bucuros mai tot timpul? Da. Dar cine are cea mai multă grijă de tine? Eu am văzut când ai intrat aici că Elia s-a ocupat de tine, te-a ajutat să te schimbi. Da, m-a ajutat, s-a ocupat. Dar uite, ține microfonul așa la guriță. El te ajută mereu? Da, eu... m-a ajutat să mă îmbrac așa. Te-ai îmbrăcat foarte frumos astăzi, să știi. Da, e un frate de nădejde, nu? Te poți baza pe el? I-ai spus vreun secret vreodată? Eu să-i discut cu el. Ai spui acum un secret? I-a secret spus. Ai, l-ai spus acum. Am înțeles. Cum e cu personajele astea, că într-adevăr e vizibil, clar, că sunt trei personaje. Noi suntem deschiși la... toate provocările care vin odată cu vârsta, odată cu noile generații și cu tot ce ține de obiceiuri, modă, s-au schimbat complet lucrurile. Eu fotografiez mult modă și atunci am de-a face cu, de ani de zile, cu modele care sunt până în 18 ani, adică am fost mereu conectat la ce se întâmplă în lume și noi suntem deschiși, încurajăm acolo unde credem că merită. În unele locuri mai învățăm, povățuim cum ar fi mai mergi bine. Mergi la ședințele cu părinții? Mai mult Scăpă, fosta mea prietenă, actuala soție. Ea se ocupă de mai mult de asta. Nu apucăm să ne plictisim și trebuie să fim tot timpul atenți la...
ceea ce, mă rog, la provocări. La ce se întâmplă. Elias, spune-mi, te rog, dacă e o situație, poate la școală sau poate o situație a ta personală, cu cine preferi să vorbești? Te duci la tata, la mama, cine rezolvă? Cine e cu regulile? Există două variante. Cineva mai indulgent și cineva mai strict. Cine? Scăpă e mai indulgentă de obicei. Serios? Și Radu mai strict. Dacă e să pleci, nu știu, să te întâlnești cu prietenii, cine îți spune atenție la ora 9 să fie acasă? Lucrurile astea nu prea se mai întâmplă în ultimul timp, din cauza că lucrând foarte, foarte mult, am destul de... De fapt, destul. Am foarte puțin timp liber. Și încerc tot timpul să-mi creez niște spații libere în tot programul meu nebun. Și nu prea au cum să spun. Și eu îl ajut pe Elias, mereu îl ajut. Da? Cu ce le ajuți tu? Să-l ajut să-i space cutii dacă are nevoie de ajutor. Uh-huh. Sau are nevoie de ajutor mâine la da? 18. Mâine la 18 are nevoie de ajutor? Și tu ești liber atunci? Poți să-l ajuți? Da, eu o să împlinesc 17 ani. Și la fel ca Elias și vă stau la fel ca Elias. Primesc telefon la 17 ani. Primești telefon la 17 ani, a? Are și el, am înțeles. Numai tu n-ai? Nu. Dar să știi că am decât 6 ani. Da, e foarte adevărat. Asta spune și mama mea. Asta spune și mama ta, dar are dreptate mama ta, să știi că ai timp să ai telefon, un telefon al tău. Când da, pot să mă joc jocuri pe el. Deja mama mea are jocuri, Radu are are decât un joc singur adevărat, fără urât și Anis are jocuri... Ai jocuri frumoase decât are Elias, că Elias are deja jocuri. Am înțeles. Voi pentru ce sunteți recunoscători în, în viața asta? Pentru frumosul care ne înconjoară acasă e un echilibru, e locul în care eu îmi încarc acumulatorii de fiecare dată și seva mea, eu de acolo mă inspir și spuneai la un moment dat de ceea ce scriu, adun despre ei tot felul de, știu și eu, expresii, cuvinte și... E poate scrisul ăsta și în dorul vremurilor în care făceai reportaj, în care scriai? Da, asta cu siguranță, dar mai mult sunt preocupată de o zestre virtuală pe care vreau să le-o las, pentru că acum poate vârsta nu le permite să aprecieze foarte mult, dar peste ani, odată cu trecerea timpului, cu siguranță aceste mesaje vor căpăta sens, drag, poate și dor. Le va fi de noi. Și știu că te-ai gândit foarte mult și la ce le oferi sau ce le lași prin activitatea ta în lumea asta, prin activitatea voastră și de aceea v-ați implicat de-a lungul anilor în proiecte care spun ceva despre ea și nu numai, astfel încât ei să facă conexiunea asta. Mama, tata, Scăpă, Radu. Au făcut istorie sau s-a legat de momente da, istorice. Sunt, am ilustrat proiecte care scriu istoria orașului Iași, cum este noua poartă a orașului, pista nouă a aeroportului Iași și terminalul 3, ansamblul urbanistic în care ne aflăm aici unde pulsează inima orașului. Adevărat. Clădiri de birouri, proiectele de regenerare urbană, chiar și transformarea Iașului cu noile șine de tramvai. Sunt proiecte pe care le ilustrăm în genul numit peisaj industrial, un gen care mie mi-este tot mai drag. Dacă Radu face preponderent fotografie de modă, eu ilustrez foarte mult peisaj industrial și în fotografia de eveniment suntem tot mai puțini prezenți. Spunea Elias la un moment dat de un anumit gen foto, suntem prezenți foarte selectiv pentru că celelalte proiecte care scriu istoria orașului ne ocupă și ne ocupă și ne confiscă de altfel. E foarte interesant felul acesta al vostru de a face educație, un fel de educație nemijlocită. Ei sunt expuși unor experiențe interesante și învață trăind într-un mod absolut extraordinar. Ne-am propus să descoperim România altfel și am fost cu Elias în groapa de gunoi a Clujului, unde acolo viețuiesc familii întregi. Da, așa este. Am fost după aceea în Maroc cu el și cu Ianis, bineînțeles, avem aceste experiențe. E foarte important să călătorească și să vadă, oricât le-am povestit sau oricât ar lectura, aceste experiențe sunt cele care de fapt îi clădesc. Am plecat odată din
de la minus 14 grade de la Vatra Dornei era la schi. Am avut o escală în Dubai, unde ne-am uitat la clădirile alea interesante, iar de acolo am avut deplasare avionul prin, în Zanzibar, unde șocul pe care l-ai, să l-a avut el de fapt, de la clădirile alea de sute de etaje, am ajuns în junglă, în care casele sunt din chirpic, copiii stăteau în școală pe jos, erau foarte fericiți, jucau pe malul mării, deci a fost un shocking mare în sensul ăsta și al temperaturii, de la minus 14 în 48 de ore la 32 de grade, după care cultural, arhitectural, și apoi întoarcerea a fost la fel, adică pleci din junglă cu copiii care erau pe malul mării, care ne băgau mâna în buzunare, am adus bomboane și când am băgat mâna să le scot niște bomboane, mai aveam trei mânuțe, nu puteam să o scot pe a mea. Așa. Și i-a plăcut foarte mult acolo, a intrat în școlile lor. Este acesta secretul fericirii familiei voastre? Diversitatea asta extraordinară care nu vă lasă să vă plictisiți? Da, e și diversitatea și faptul că încercăm să fim niște părinți open-minded și care nu care lasă un pic într-un mod controlat voia întâmplării, tocmai pentru că experiențele astea aduc mult mai mult necunoscut și atunci poți să reacționezi și să te adaptezi și să găsești soluții care pentru ei contează mult mai mult decât un parenting exagerat, și foarte intruziv, așa. Da, cum spuneam, ne-am propus să fie fericiți și modul acesta de parenting ni se pare că îi împlinește. Mulțumesc tare mult că ați venit și că ne-ați povestit și mai ales, Mati, ție vreau să-ți mulțumesc că ai venit. Mulțumesc! Cu tot dragul și să ne întâlnim mai des, pentru că noi stăm într-un cartier unde aranjamentele în mariaj de pe acum se fac. Ah, ok. Am putea să ne rudim. Da? Am înțeles. Bine, o să țin minte. Promit să ne vedem cu toții. Prieteni, noi punem punct aici emisiunii de astăzi, familionului de astăzi, de la Hotel Internațional vă salutăm și Ionuț Ciobotaru alături de noi. Ne mai spui o dată cu cine ai venit și astăzi, toată echipa asta mare și frumoasă și talentată. Bună seara, mulțumim pentru invitație din nou. În stânga mea la clapă este Iulian, aici la chitară Sergiu, în spatele meu acolo ascuns este Iulian, la chitară bas Vali și în spate la pian Eduard. Eu mulțumesc că ați venit și astăzi și încă o dată o bucurie deosebită să vă am alături. Bănuiesc sau sper că o să avem niște fotografii frumoase împreună, să vă placă. Nota o să o dați voi, avem aici colegii care ne fac fotografii. Da, și da, rămân... da, o să-l trimitem. O să ții minte, da? O să avem amintiri de la emisiunea asta. Am zis că le trimitem. A, le trimiteți, ok. Da, îmi faci cu telefonul cui? Nu știu. A lui Ianis? Am înțeles. Da, bun. Și ți-a trimis ție pe calculator, îi scăpă și apoi ajunge până la telefonul tău. Perfect, e foarte bună ideea. Îi ascultăm pe băieții ăștia talentați? Da. Știi că îi cheamă trupa de weekend, da? Da. Bun, îi ascultăm. Spuneam, suntem la Hotel Internațional și punem punct emisiunii Familion de astăzi. Alături de familia Aniculeiesei am fost astăzi, așa încât noi tot de aici o să vă dăm binețe și data viitoare, săptămâna viitoare, la 4 fix, la 16 fix. O să mai venim aici până acum. Foarte bine. Vedeți mesajele dacă mai venim aici până acum. Așa, să mai vii. Eu te mai aștept. Trupa de weekend acum. Don't understand, then you suffer.
superstition ain't the way. Very superstitious. Wash your face and hands. Read me of the problem. Do all that you can. Going strong. You don't wanna save me. Sad is my song. When you believe in things that you don't understand, do you suffer? Superstition ain't the way. Nothing more to say. Very superstitious. The devil's on his way. 30 mile, no baby. Dropped in looking glass. 7 years of bed love. Good things in the past. When you believe in things that you don't understand, then you suffer. Superstitious is the way.